Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați venit la Deșteptarea României, cel mai ascultat program de radio din această țară la această oră. Știți ceea ce facem noi în fiecare vineri aici, știți care este intenția noastră, discutăm lucrurile fundamentale ale societății românești și încercăm să le găsim răspunsuri împreună și să căutăm rezolvări la ceea ce avem în față. Am început acest demers acum mai bine de un an și cred că răspunsurile pe care le-am avut din partea voastră sunt potrivite și ne arată că putem colabora. Astăzi, la Deșteptarea României, am o întrebare grea, complicată și la care țările și aliații noștri au răspunsuri diferite, prieteni. Noi nu i-am găsit un răspuns exact în ultimii 30-50 de ani și poate nici nu am reușit să ne decidem. Așadar, oameni buni, ce este Rusia pentru noi? Ce reprezintă această țară din estul nostru? Este un dușman? Este un pericol? Este un stat cu care putem colabora? Sau cu care putem întreține relații economice firești? Statele Unite... De ce vă întrebăm asta? Statele Unite au dat răspunsuri dure. Regatul Unit a dat răspunsuri dure Rusiei. Dar dacă vă uitați la alte țări precum Germania, Austria sau Ungaria, să zicem doar că pozițiile lor sunt nuanțate, adică oamenii au făcut afaceri mai departe, construiesc conducte de gaze, își văd de treburile lor și pare că nu avem un răspuns unitar. Dar noi unde trebuie să fim aici? De asta l-am invitat la Deșteptarea României pe fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu. Mulțumesc că ați venit. Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație. Imediat lansez numărul de telefon și cele două, trei întrebări pe care le punem în discuție, dar înainte, domnule Diaconescu, asta e curiozitatea. Poate ar trebui să ne explice cineva, că eu recunosc că n-am înțeles întru totul în acest moment. Care este stadiul relației actuale dintre România și Rusia? Cum ar trebui el calificat sau definit? Stadiul relației actuale, din perspectivă bilaterală, discutând direct între Moscova și București, este unul foarte redus, foarte jos, cum se spune. Nu pentru că o persoană aflată în conducere sau în decizie într-o instituție de la Moscova n-ar dori sau n-ar putea să se întâlnească cu omologul său din România, ci pentru simplu fapt că în acest moment ne despart aproape toate temele care ar putea figura pe o agenda unei întâlniri bilaterale cu substanță. Din punctul de vedere al Federației Ruse, ei nu vor să discute Bazinul Mării Negre, situația din Moldova, proximitatea estică, ceea ce ar avea în intenție, ar putea fi la un moment dat, modul în care România s-ar delimita înăuntrul Alianței Nord-Atlantice și sau Uniunii Europene, acordând diverse sau transmițând semnale preferențiale față de Federația Rusă, mai ales în ceea ce privește o nouă arhitectură de securitate. Este doctrina Medvedev din de acum 7-8 ani, anume ca în ceea ce privește securitatea europeană și euroatlantică, Federația Rusă să aibă un drept de intervenție și de decizie omologată din punct de vedere juridic, adică printr-un tratat încheiat în acest spațiu. Ceea ce este imposibil, o parte din solicitările de acest tip se regăsesc astăzi în criza ucraineană, și, cum era normal, pentru că încalcă principiile fundamentale de funcționare ale alianței, au fost respinse de plan. Deci e o relație, cum ar spune... Înghețată. Înghețată. Cred că ăsta e și termenul folosit de ambasadorul Rusiei în urmă cu un an sau doi despre relația cu România. Dar ce crede? Dumneavoastră ați avut ocazia să-i întâlniți în timpul mandatelor dumneavoastră ca diplomat, să stați de vorbă cu ei. Ce cred ei despre noi? Faptul că apartenența la NATO și inclusiv la Uniunea Europeană reprezintă un semnal negativ la adresa Federației Ruse. Faptul că ne asociem la proiecte de securitate sau economice
care defavorizează Federația Rusă și faptul că, prin găzduirea scutului antirachetă, avem chiar un comportament agresiv în relația cu acest stat. Deci, din punctul lor de vedere, trebuie să se plece de la o premisă inițială, și anume ca România să-și reconsidere fundamental opțiunile strategice de securitate, inclusiv cele economice, după care ar începe discuția cu Federația Rusă. Economic contăm cumva în relația asta? Nu atât de mult cât contează restul Europei, pentru că dependența de gazul rusesc, acolo discutăm mai serios, este una din cele mai reduse din Europa în ceea ce privește România. Deci, din acest punct de vedere, această pârghie folosită inclusiv în domeniul securității de către Moscova nu ar funcționa în ceea ce privește România. Pe de altă parte, fiind la frontiera Alianței Nord-Atlantice, în mod clar, preocupările, în special în domeniul securității, sunt cele pe care Federația Rusă încearcă să le promoveze, dar, și aici revin la premisa inițială, nu neapărat în dialogul bilateral. Se consideră că România, și sunt afirmații publice din acest punct de vedere, nu fac un proces de intenție diplomatic, se consideră că România practic nu are o decizie proprie, și că în ceea ce privește diversele atitudini, poziționări în politica externă și de securitate, România ar executa, cu ghilimele de rigoare, în mod evident, ordinele marilor puteri, în special ale americanilor. Aha, deci măcar suntem puși undeva. Haideți să procedăm în felul următor. Eu lansez întrebările la nivel general, după care intrăm în dialog, intrați în dialog cu Cristian Diaconescu și cu mine, și orice părere este așteptată și o așteptăm argumentată în sensul acesta, sunt sigur că asta se va întâmpla. 0372069599, îl repet, puteți să ne sunați de oriunde din țară sau din lume, 0372069599. Vă întreb așa: ce înseamnă Rusia pentru România? Cum ar trebui să privim noi această țară? Adică este, domnule, un inamic perpetu sau o țară cu care putem colabora? România trebuie să mențină poziția americană, adică una cu răspunsuri dure la adresa Rusiei, sau poate avea o poziție nuanțată ca Germania sau Austria? Care ar fi lozul cel mai bun pentru noi, cel câștigător? Ce ne-ar aduce mai multe avantaje? Unde să ne situăm în acest moment? Practic, după cum ați aflat de la Cristian Diaconescu, în momentul ăsta nu avem o relație, ea este pur și simplu înghețată. Cele două state nici, ar zice, nici nu se dușmănesc, dar nici nu colaborează. Cred că pe aici sunt. Mergem mai departe pe linia asta sau schimbăm ceva? 0372069599. Cred că și putem porni această dezbatere. Cred că primul care a sunat la Deșteptarea României este Marius. Salutare, Marius, te ascultăm. Salutare. Dați-mi voie să salut și pe domnul ministru. Bună ziua. Ce este Rusia pentru România? Azi. Azi. Probabil greu de spus pentru mulți, dar cu siguranță un vecin mai apropiat sau mai îndepărtat, o putere cel puțin regională, ca să nu spunem poate mondială, nu știu, nu vreau să mă pronunț, dar cu siguranță n-ar trebui să fie dușmanul perpetu. În fond, nu știu dacă interesele noastre ca un stat mai mic totuși în zonă ar trebui să fie văzute, sau mă rog, promovate numai prin prisma asta, dușmanul perpetu. Dacă țin bine minte, și cred că domnul ministru e mai în măsură să confirme sau nu, la primirea României în NATO, mesajul în esență a fost că nu trebuie să pornim cumva un război între ghilimele cu Rusia, ci să căutăm punți de legătură. Sper să nu greșesc, nu mi-aduc aminte clipa de față, 2000, dar cred că ăsta a fost. 2004 și era. 2004. E corect, da, e corect. Bun, așa fiind... Puteți, sigur, o secundă, că voia să facă, puteți interveni oricând, să știți, nu e problemă, suntem în dialog aici. E corect și dați-mi voie la ce ați spus acum și sigur că voi reveni la întrebarea noastră, pentru că, într-adevăr, este foarte interesantă. În 2003 s-a semnat un tratat, în 4 iulie 2003, între România și Federația Rusă. Noi eram deja
foarte aproape de Alianța Nord-Atlantică, echipa de negociere am condus-o eu. Și în acel tratat, noi am inclus, într-adevăr, formulele care, atunci când există preocupări de securitate de o parte și de alta, trebuie să fie rezolvate prin dialog. Am inclus în egală măsură, pentru că era nevoie să schimbăm ceea ce se convenise în 1991, știți acel vestit aranjament, ca părțile să-și aleagă liber aranjamentele de securitate. Pentru că în 1991, în tratatul doar apostilat, pe urmă URSS-ul a intrat în disoluție, se spunea, părțile își aleg aranjamentele de securitate după consultarea prealabilă. Se putea imagina ce părere ar fi avut partea rusă în momentul în care noi în 2003 ne apropiam de Alianța Nord-Atlantică. Și au fost eliminate aceste aspecte. Dar, repet, și acum am mai spus acest lucru. Dacă cineva ar citi cu atenție tratatul bilateral, ar putea, în situația de criză actuală, să ridice acest subiect și cred că ar avea cel puțin un efect de, nu neapărat de imagine, ci de atitudine din punct de vedere al României. De ce? Pentru că acel tratat a fost ratificat în Duma de Stat de două ori, inclusiv în 2013, când expira perioada de 10 ani. Deci, este un instrument cu forță juridică obligatorie pentru cele două state. Adică, în condițiile de preocupare de securitate, cum ar fi scutul antirachetă, scrie acolo cu subiect și predicat că cele două state se consultă. Partea rusă a trecut la acuzații și la temele pe care le cunoașteți. Ok, Marius. Bun, corect. Dar există, juridic cel puțin, premisele deschiderii unui dialog. Cu siguranță nu vom putea iniția sau continua un dialog dacă vom începe cu platoul Mării Negri, cu Tezaurul, cu Republica Moldova, cu Transnistria și așa mai departe. Cu siguranță există și expertiza domnului ministru și altora care au experiență, domnule, ar putea găsi ceva. Stai așa o secundă ca să înțeleg. Deci tu zici așa, domnule, hai să pornim de pe baze noi și noi să considerăm pierdută și Basarabia, să nu mai punem în discuție... Nu înțelegeți greșit. Într-un dialog, inițierea dialogului sau găsirea unei punți de comunicare nu presupune renunțarea la anumite teme. Bine, sigur, nu sunt un diplomat ca să pot spune cum se întâmplă, dar de principiu, un cetățean sau oricare altul. Însă aș face o paralelă cu China. Am renunțat la relații, deși, sau mă rog, nu știu că am renunțat, dar este în mod evident că relațiile României cu China nu mai sunt cele de dinainte de 89, deși, din câte cunosc, la nivelul celor care au studiat în România, sau în orice caz, la nivelul, în fine, de peste medie în China, cumva România este și era văzută bine. Nu știu ce am câștigat din renunțarea la această relație bună pe care am avut-o cu China, dacă nu chiar foarte bună. Prin urmare, a spune acum că trebuie să ne aflăm într-un perpetu război cu Rusia și să susținem un punct de vedere sau altul. Nu știu cum l-am ales, punctul de vedere american, probabil în baza acestui parteneriat strategic. Dar cum a spus mai devreme, Germania are o poziție nuanțată. Și gândiți-vă ce ar însemna ca președintele României, la încheierea mandatului, să meargă să fie președintele unei companii importante din Rusia. Cum s-a întâmplat cu domnul Schröder, sper că nu greșesc. Da. Prin urmare, cu o politică externă... Sofisticată, dacă îmi permite. Nu neapărat sofisticată, inteligentă, am putea, cred, nu mă pricep foarte, dar cred că am putea avea de câștigat decât dintr-un, cu ghilimele, război, fie el și numai al declarațiilor. Că Rusia are declarații, sigur, s-au apucat, le fac de pe un, de pe poziția unui pol de putere în regiune. Iar doctrina Medvedev, să mă ierte Dumnezeu, Medvedev, nu știu dacă a avut vreodată vreo doctrină. El a fost acolo pentru că trebuia să întrerupă un număr de mandate al președintelui Putin. Da. Deci, atât. Ca să înțeleg, ne sugerez mai curând că poziția Germaniei aici, la gurile Dunării, e mai avantajoasă decât poziția americană. Din punctul meu de vedere, da. Eu nu emit o judecată, am vrut doar să înțeleg. Dar, poziția Germaniei acum este, poate peste 10 ani, în fine, se va schimba. Va trebui și noi să ne adaptăm realităților. În fond,
la scara istoriei, contrar unei opinii, poate așa, generalizate de Rusia și Germania, s-au întâlnit întotdeauna. Mai devreme sau mai târziu. Da. Mulțumesc. Nu supunem aici judecății, tocmai că la asta ne gândim, încercăm să găsim puncte comune pentru România și să vedem care e un tip de dialog. De asta e ok, adică ar fi mai bine pentru noi să avem o poziție nuanțată ca Germanii? În primul rând, pentru state, mai ales aflate la frontiera Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene, trebuie să alegi și alegerea trebuie să fie însoțită de consecvență. În al doilea rând, în legătură cu Germania, pe de o parte, foarte corect, cine a intervenit a spus că au elemente de nuanță, dar Germania este o chestiune interesantă. Pe zona de energie și a exportului către Federația Rusă tehnologiei germane, exportul de 50-60 de miliarde de euro pe an. În ceea ce privește această dezvoltare economică, da, funcționează, mă rog, în parametrii pe care bilateral cele două state îi stabilesc. În ceea ce privește regimul de sancțiuni instituit în 2014-2015 după intervenția în Crimea și în Donbass Lugansk a Federației Ruse, să știți că politic, mai ales în Uniunea Europeană, Germania, deși pierde cel mai mult economic, este cea mai puternică susținătoare a acestui regim de sancțiuni. Deci observați această politică nuanțată, cum funcționează pe paliere diferite. În al doilea rând, din punctul de vedere al garanțiilor de securitate. Și aici este o chestiune care, așa ne-a așezat Dumnezeu, geografia trebuie să o avem în vedere. Centrul spre vestul Europei sunt preocupate, statele NATO-UE sunt preocupate în special de migrație, pandemia acum, ca noi toți, așa cum ne-a lovit, chestiuni de, care țin de acte teroriste, cum s-a întâmplat prin 2015-2016. Deci de experiențele lor aproape personale, pentru că, evident, cetățenii influențează politica. Tema unei politici asertive a Federației Ruse este destul de jos din punctul de vedere al sentimentului public. Pentru că nu se așteaptă la cine știe ce... Adică nu vine Rusia peste ei. Exact. În timp ce peste noi... Deosebit însă de Polonia, statele Baltice și România, care încearcă în zona bilaterală și multilaterală cu partenerii noștri să ridice tema aceasta mult mai sus. Și dacă, din punct de vedere politic, pot exista armonizări, din punct de vedere al deplasărilor militare, al finanțărilor, apar probleme. Aha. Deci noi ar trebui să ducem alt tip de politică. Asta e o primă concluzie. Cristi, salutare, bine ai venit la Deșteptarea României. Mulțumesc pentru răbdare. Știți, tipicul emisiunii, vorbim în trei, se așteaptă un pic mai mult la telefon. Vă rog, răbdare, știu că și Radu e acolo. Cristi, salutare. Bună ziua tuturor celor care ascultă. Am ascultat cu nesat intervenția de mai devreme. Unde ne situăm vis-a-vis de Rusia? Păi, să ne uităm puțin înapoi. Cunoaștem foarte mult cât valorează cuvântul Rusiei chiar dat în scris. Ne uităm la 1877-78, după război ne-au luat cele trei județe din sudul Basarabiei, Caholul, Bolgradul și Ismailul. Fără niciun fel de... Au zis, este o problemă de prestigiu, a spus Gorciacov. Luăm, niciun fel de problemă. Ne-au dat Dobrogea și au zis, luați asta de aici. Brățianul le-a spus, păi da, dar ne-ați luat ce era al nostru și ne-ați dat ce nu era al vostru de dat. Se aducem aminte de 1917 și 18, tezaurul nostru este încă acolo. Cu... Ne-am păstrat dosarul, cum se spune, am păstrat chitanțele. Tezaurul a rămas acolo. Ok. Da? Ne aducem, dacă vă uitați, războiul 1877-78, noi nu existăm în istoriografia rusă. Pentru ei suntem o notă de subsol. Este vorba de modul în care ne se uită ei la noi. Mergem și mai târziu. Cuvântul Rusiei nu poate fi, nu se poate avea încredere. Modul în care au tratat Ucraina după ce are renunțat la armele nucleare. L-au luat și Crimea, sunt acolo unde sunt. Părerea mea că dacă vrem o politică, trebuie să, într-adevăr, să alegem unde vrem, să mers pe care parte să ne situăm, dar Rusia nu știe altceva decât de forță. Sau de o aptitudine tranșantă și foarte fermă. Mă rog, noi forță în relația cu Rusia mai puțin. Nu, nu.
Nu, alții. Noi nu putem să putem avea o poziție de forță, dar dacă nu păstrăm această poziție, riscăm în 1940, un pantalon jos, cum a fost atunci. Aha. Deci, ideea e că, fiind înșelați de atât de multe ori, spui tu, da, trebuie să ne menținem... Exact. Eu zic că nu, la momentul de față nu putem să avem încredere în niciun fel de cântece de sirenă, sincer să spun. Nu văd unde ar putea să fie o altă poziție. Putem să ne situăm de partea celor care ne sprijină, cei care până acum ne-au dat garanții de securitate, și în relații economice noi nu avem relațiile Germaniei. Germania, într-adevăr, pierde foarte mult, dar exporturile noastre unde? În Rusia? Cât? Cred că erau, la un moment dat, uite că o să caut cifra aici, să văd că aveam o cifră, să văd la cât erau cifrate aceste exporturi. Bun, și atunci, pe viitor, întrebarea mea e în felul următor. Noi nu evoluăm în această relație? Evoluția noastră este dată de către voința politică. Politicienii noștri trebuie să decidă pe ce parte și încotro, și mai ales discuția, tonul și asertivitatea pe care o oferim în această direcție. Atunci când e ambiguă, e tratat cu aceeași ambiguitate sau chiar își privi de sus. După cum știți foarte bine, e pentru Imperiul Rus la momentul de față și în toate formele pe care le-a avut Imperiul Rus față de noi, noi am fost niște de aia mici acolo de care se împiedicau de noi când vreau să meargă în Turcia. Ok, stai o secundă alături de noi. Mai e posibil astăzi sau vreodată o discuție legată de tezauri, de exemplu, dacă tot a fost invocat aici? Foarte bine că s-a împiedicat în foarte multe comisii și așa, da, mai departe. Știu. Există chiar și un mesaj al părții ruse, cum că Brejnev i-ar fi transmis lui Ceaușescu că să-ți iei gândul de la chestiunea asta. Și zice partea rusă, dacă nu v-ați înțeles cu Brejnev când relațiile erau mai bune, nu-ți vă înțelegeți cu noi nici astăzi. Asta era ideea. Dacă tratăm super... O secundă. Da, este vorba de atitudinea pe care o iei față de noi. Nu contă. O secundă, Cristi, stai cu noi. Aici, la tezaur, trebuie să fac o precizare. Și aici e vorba în special de atitudinea noastră pe care o avem față de ei. Adică? De ce? Pentru că, da, s-a negat însă și existența acestui tezaur. Noi am avut pe masa negocierii subiectul, tot în contextul tratatului politic de bună vecinătate, mă rog, cu Federația Rusă. Și pentru prima oară în istorie, după 1917-1918, când tezaurul s-a depus la Moscova, partea rusă a recunoscut existența depozitului fortuit. A recunoscut tezaurul, scrie în text. Până acum trebuiau care tezaur? Nu există niciun tezaur. Bun, dar avem documentele, fondul de metal al Băncii Naționale, 95 de tone, avem, mă rog, actele privind bunurile Reginei Maria, care au fost transferate. Nu există așa ceva. Sau dacă o fi existat, l-am cheltuit împreună pentru finanțarea partidelor comuniste înainte de 1990. Neverificabil. Am reușit noi atunci, da, să facem o comisie, într-adevăr, dar partea rusă a recunoscut existența tezaurului. Deci, tezaur depus la Moscova în 1917-1918. Scrie în text, repet, cu forță juridică obligatorie. Legally binding. Că trebuie să încerci să convoci odată pe săptămână comisia, să pleci la Moscova, să cauți arhive, să te interesezi, sau te aștepți să fie partea rusă cea interesată să-ți aducă la ușă toate dovezile? Asta este altceva. Dar, repet, și pentru cine dintre dumneavoastră are studii de drept, faptul că o parte recunoaște într-un act juridic obligatoriu un depozit fortuit în timpul războiului, incumbă obligația de restituire. Problema este la identificare. Și din acest punct de vedere, nu te poți aștepta ca Federația Rusă să fie cea care are inițiativă. Ok, măcar am lămurit-o pe asta. Deci, da, apropo, de ce autoritățile române vreme de 20 de ani nu au... mișcat ceva în gen... Au fost, cred că, 3 sesiuni ale acestei comisii mixte. Nu știu, nu am mai participat la acest subiect. Sunt comisii mixte care au în componența lor și zona academică, dar și zona guvernamentală, de la noi, inclusiv Banca Națională, care are probele. Dar, repet, trebuie construită și insistat și trebuie găsite formule în așa fel încât să identificăm concret
în Federația Rusă elemente care sunt legate de existența și de unde s-ar mai afla acest elemente din acest tezaur. Cristi, ultima chestiune. Deci, din punctul tău de vedere, menținem relația și în următorii 20 de ani la nivelul de astăzi, adică fără modificări. Eu zic, stăm și mergem așa cum am fost și până acum. Ok, bine, asta nu știu ce avantaje sau dezavantaje aduce, dar suntem într-o zonă de asta de aproape conflict. Mulțumesc tare mult, Radu, ești la Deșteptarea României, salutare, alături de Cristian Diaconescu. Bună ziua! Te ascultăm. Ce poziție adoptăm? Nu cred că putem adopta o poziție, pur și simplu și nu pentru următorii 20 de ani, ci pe termen mai lung. Eu consider Rusia un agresor și m-aș întoarce mai mult în timp, nu neapărat că ar ajuta, dar în contextul războaielor ruso-turce, de mai multe ori țările române au fost ocupate și tot așa. Cristi, înaintea mea, făcea referire la 1877, eu m-aș întoarce mai mult în timp. Și legat de tezaur, e doar ceva ce au furat rușii din România. De exemplu, rușii au furat și prin sovromuri. Mult mai încoace. Anii 50. Pentru cine nu știe, anii 50, prin întreprinderile rusești existente în România, România a fost spoliată de sume uriașe de bani, fie direct valută, fie direct produse, ca un regim de compensație pentru nenorocirile din timpul războiului. Practic au indus o nenorocire economică, una dintre cele mai mari crize și una dintre cele mai mari sărăciri ale României. Dar ăsta e motivul pentru care îi consideră agresori, adică pentru tipul ăsta de spoliere astăzi? Și acesta e un motiv. Dar fac o paralelă legată de relația noastră cu China, de care spunea un ascultător că a fost bună. Nu, ea n-a fost bună. Ea a fost o relație a comuniștilor de la București, cu comuniștii de la Beijing, în momentul în care România a slăbit relațiile cu comuniștii de la Moscova. Aceea nu a fost o relație bună a României cu China, ci ale unor sisteme, cel comunist. Am vrut să fac o paranteză, îmi cer scuze. Mm-hmm. Da. Eu mai degrabă aș vrea să întreb cum am putea face noi sau cum ar putea să-mi spună mie o persoană cum să procedăm ca să avem o relație normală cu Rusia. Eu nu găsesc o răspuns. Stai, poate întâi, domnul Cristian Diaconescu să-mi spună. Imediat îți răspunde, dar definește normală. Da, este foarte greu de definit. Nici nu vreau să arăt că aș avea complexe legate de Rusia. Nu am. Înțeleg foarte bine geografia, cum spunea și domnul Diaconescu. Forța geografiei este mult mai mare decât percepem noi. Și mi este greu să definez normalul cu Rusia. Ok, bun, hai să încercăm. E ca și cum am avea o relație măcar la nivelul celei cu Ungaria, adică tot proastă, dar da, funcționabilă, nu? Adică mai și facem niște lucruri împreună, să zicem. Cu Ungaria, situația e total diferită. Eu cu Ungaria văd o relație bună în contextul în care Uniunea Europeană vor deveni Statele Unite ale Europei. Asta mai târziu. Mai târziu. Aha, stai un pic. Domnule Diaconescu, deci cum ar arăta o relație normală cu Rusia? Adică pentru România, astăzi, 2022-2030, ce ar însemna normal și cum să ajunge acolo? Da, este complicat și eu am dificultăți în a defini cuvântul normal din acest punct de vedere. Tehnic, aș pleca de la stabilirea unei agende comune ce ar urma la un moment dat să fie discutată și negociată în bilateral. De ce spun acest lucru? Pentru că de partea română, chestiunile care țin de securitate, de proximitatea Mării Negre, de relațiile bilaterale și poziționarea în ceea ce privește respectul reciproc între cele două state, de partea cealaltă, deocamdată, și oricât vi s-ar părea de ciudat, aceasta este agenda și am exersat-o și eu în 2009 când am avut bilaterală cu Lavrov. De partea cealaltă sunt
în continuare solicitări privind despăgubirile în ceea ce privește ocuparea Basarabiei. Adică ei ne cer nouă, da? Da, în continuare. Sovromurile, în continuare am mai avea clădiri de restituit. Serios, da? Da, deci vă spun sincer. Și în continuare sunt probleme și pretenții bănești în ceea ce privește folosirea licențelor la armele Kalashnikov, la producerea armelor Kalashnikov. Deci Rusia... Deci, asta este diferența de abordare. Cât de normal putem fi într-o astfel de situație, e destul de complicat. Doi, vedeți declarații chiar în această perioadă, prin care se spune elementul de agresiune la care România este parte, se numește scutul antirachetă. Scutul antirachetă este pur defensiv, iar Federația Rusă știe exact care sunt parametrii tehnici în legătură cu acest element. Deși avem, cum vă spuneam, și tratatul de bază și deși avem și un anume tip de comportament internațional, tema scutului antirachetă, pentru a intra într-o anume normalitate, nu e așa, ar trebui discutată cu cel care îl găzduiește, adică cu România. Scutul antirachetă fiind în egală măsură și un element al Alianței Nord-Atlantice. Deci NATO a spus, e al nostru, prin decizie politică. Și cu toate acestea, Federația Rusă nu cere în bilateral discuții cu România, ci se referă la Statele Unite, România fiind un terț din acest punct de vedere. Scutul antirachetă este și în Polonia, radarul scutului antirachetă este în Turcia și de Turcia n-ați auzit nimic spunând, iar trăgaciul, ca să spun așa, este în Germania. Aceste state nu sunt menționate în pachetul care s-ar referi la potențialul agresiv al scutului antirachetă. Am mai dat și acest exemplu pentru a se înțelege cum putem să poziționăm normalitatea. Foarte interesant. Radu, îți mulțumesc că... Te rog. Mulțumesc și eu. Spor la treabă, îți doresc. Ascultați Deșteptarea României. Cristian Diaconescu este alături de mine. 0372069599. Întrebarea de astăzi e teribil de... simplu așa în esența ei, dar enorm de complicat într-un răspuns pe care nu-l găsim. Și sună așa, ce este Rusia pentru noi și ce ar trebui, de fapt, să fie în perioada viitoare? Cătălin, ești la Deșteptarea României, te ascultăm. Bună ziua! Mă bucur că am putut să intru în direct cu dumneavoastră și cu domnul ministru. Eu aș avea o simplă întrebare. Ce garanție am avea noi, acel scut antirachetă va rămâne permanent aici și ne va apăra? Pentru că, ca și antivorbitorii noștri, antivorbitorii care au fost înainte, da, ok, ne uităm în istorie, dar am fost dați deoparte și de părțile puternice, da? Când s-a împărțit la Malta, la... Da? Atunci cu Stalin, cu... Deci am fost dați deoparte și lăsați pe mâna rușilor. Parcă așa mi-aduc aminte. Ce garanție avem că în continuare vom fi apărați de către acele părți, da? Acest NATO. Și în viitor. Avem garanția că pe viitor vor rămâne aici? Da, e o întrebare foarte bună. Știți de ce? Stai cu noi aici. Știți de ce e o întrebare foarte bună? Pentru că există această teorie și a existat această discuție că, de fapt, în aceste negocieri și în scrisorile acelea pe care Rusia și America le schimbă, se pune în discuție chiar existența acestui scut de tipul acesta sau chiar o prezență limitată sau inexistentă a NATO aici. Deci ce garanție ar exista pe viitor că suntem apărați de aliații noștri? În relațiile internaționale nu există niciodată garanții 100% în legătură cu o decizie sau alta. De multe ori în situații de criză lucrurile se pot schimba peste noapte. Din punctul de vedere al momentului în care discutăm acum, nu există absolut niciun fel de intenție ca partenerii noștri să schimbe decizia alianței în sensul de a se redisloca acest scut antirachetă, care nu apără numai România, apără cam 40% din Europa. Ori, din această perspectivă, este cât se poate de normal, pe de o parte, să avem solidaritatea prin profesionalism a partenerilor noștri privind scutul și nu numai, privind toate garanțiile de securitate, dar în egală măsură să ne convingem partenerii că trebuie să stea și vocal și alături de noi. Pentru că am văzut situația când într-o conferință de presă
în care președintele Putin recent vorbea despre scutul antirachetă, cum afirma domnia sa, cu un potențial agresiv, cum premierul Orban tăcea la conferința de presă, de unde mesajele se preluau în toată lumea. Pentru că global există o îngrijorare formidabilă în ceea ce privește situația de astăzi și criza din proximitatea Ucrainei. Deci, de aceea aș fi foarte interesat ca Bucureștiul să reușească să încurajeze, ca să folosesc un cuvânt mai amabil, să-și încurajeze partenerii, să-și asume împreună cu România, nu numai scutul antirachetă, dar pentru că aici a fost întrebarea. Adică Ungaria, Polonia, Bulgaria. Ungaria, Polonia, evident, când apar elemente de acest tip, de regulă răspunde numai Statele Unite alături de România. Restul europenilor din NATO sunt destul de discreți. Iar faptul că întâi președintele Putin, dar mai ales Lavrov, au pus pe masă tema României cu predilecție orientată spre scutul antirachetă, după părerea mea, este un factor suplimentar de îngrijorare. Adică, ce s-ar putea, ce și-ar dori Rusia, de fapt, aici? Asta încerc să înțeleg de la dumneavoastră. Poate Rusia și-ar dori ca un element de flexibilitate în negocieri să fie retragerea acestui scut. Aha. Poate. Repet, nu vreau, n-am date, n-am informații, nu vreau să fac speculații lipsite de sens. Știu însă că diplomația rusă e foarte sofisticată și extrem de profesionistă. Cătălin, dar de ce ai tu această temere că aliații ar putea pleca de aici? Păi, tocmai la ce am spus mai devreme, ce a spus domnul ministru mai devreme. Domnul Putin a cerut lucrul ăsta. Și cum a zis și dânsul adineori, se poate întâmpla peste noapte lucrul ăsta. Și atunci nu credeți și îi adresez domnului ministru o întrebare, că ar trebui oarecum, nu spun că trebuie să ne punem pe tavă, dar măcar să începem pas cu pas dialogul economic, cultural, ce ține de medicină, să începem să-l purtăm cu vecinii noștri ruși. Eu zic că nu totul se limitează doar la, nu știu, la ce am pățit în istorie, pentru că dacă ne uităm în istorie, și Germania a avut naziștii care au făcut foarte rău în Europa. Deci, acum trebuie să-i acuzăm că au avut un lider care s-a condus spre comunism și către dezastru și că ne-au luat teritorii. Și Germania a avut partea ei în timpul celui de-al doilea război mondial. Da? Și Imperiul Otoman, da, a avut o parte. Dar eu zic că relațiile de... Acum nu pot să spun că de gata renunțăm la ce am făcut până acum ca să mergem. Nu, în contră. Da, susțin cu tărie independența fiecărui stat din lume, da? Chiar și a Ucrainei, chiar și a... Da? Nu trebuie acum să ne plecăm capul, dar eu zic că o relație încet, încet, treptată, pentru că în ultimii 30 de ani nu a mai fost, așa ușor, clasa politică ar trebui să țină cont că... Eu cred că... Cum a zis și domnul ministru, suntem așezați așa cum ne-a așezat Dumnezeu. Eu cred că primul politician care va deschide această temă va fi spulberat. E și o chestiune aici în România, dar e foarte interesant. Putem, Cristian Diaconescu, să, în actualul context, da, în care vorbim de arme, de scuturi, de agresiuni, să avem un tip de relație economică, culturală, socială între cele două părți? Adică e posibil? Dacă reușim intern să legăm toate domeniile în care ar exista nișe de oportunitate într-o strategie generală, dacă fiecare pe cont propriu încearcă să stabilească relații punctuale, în primul rând nu se va lega și în al doilea rând nu reușim să ne coordonăm, pentru că aceste relații înseamnă negocieri, negocierile înseamnă compromisuri.
Ori, din acest punct de vedere, compromisul reciproc, în mod evident. Ori, din acest punct de vedere, trebuie să ai un plan și o relație și o strategie bine pusă la punct la nivel național. Vă pot da un exemplu. Eu nu știu, nu pot să înțeleg de ce, pe de o parte, noi nu suntem în stare legal, tehnic, să exploatăm resursele de energie din Marea Neagră, iar pe de altă parte încheiem cu Gazpromul contracte on the spot, deci în momentul în care, de regulă în vârful iernii, prețul merge foarte sus. Un contract pe termen lung, da, ar fi mult mai rezonabil din punctul de vedere al aprovizionării cu energie la un preț redus, dar poate ar implica, așa cum este practica Federației Ruse, și concesii politice. De aceea vă spun că e nevoie de un anume tip de strategie. Ungaria a făcut contract pe 15 ani, făcând o concesie de natură politică. Poate de asta tace premierul Orban la conferința de presă. O concesie politică, și anume să nu facă o derivație a coridorului de energie spre Ucraina. Cătălin, mulțumesc tare mult. Ioana, știu că e la telefon. Cred că o auzim imediat. Ioana, salutare! Bună, bine v-am regăsit. Ioana, mi-a venit ideea să intru în direct, da? Stai o secundă. Vreau să vă spun doar o idee scurtă. Da, dar o spui după publicitate, că avem și noi niște obligații comerciale, facem un compromis, da, ca în relațiile astea. Deci asta voiam să te rog, să mai ai 2 minute răbdare când ne întoarcem la această emisiune, Deșteptarea României cu Cristian Diaconescu. Revine în 2 minute. Deșteptarea României.
Înapoi la Deșteptarea României, cel mai ascultat program de radio din țară la această oră. Ca de obicei, prelungim câteva minute peste ora 14. Întrebarea de astăzi e de rostit simplu. Ați văzut cât de complicat e să-i găsim un răspuns. Ce este sau ce ar trebui să fie Rusia pentru noi în actualul context? Un inamic perpetu sau o țară cu care să ne înțelegem? Să fim așa pe ideea Statelor Unite cu răspunsuri dure sau să facem ca Germania și Austria, o politică mai nuanțată? Ioana, erai pe fir, te-am rugat să ai răbdare, mulțumesc încă o dată. Cu plăcere. Ideea de a suna și a intra în direct cu dumneavoastră mi-a venit în momentul în care am auzit tema și mi-am amintit că duminică, în biserică, preotul se ruga pentru pace și pentru înțelepciunea conducătorilor. Deci, în momentul de față, conducătorii ar trebui să dovedească înțelepciune și diplomație. Iar pe referitor la partea de viitor, copilul meu mi-a spus în biserică, fiind mama, să știi că nu va fi război. De ce? Va fi ceva asemănător războiului rece. Adică oamenii se vor gândi că în momentul în care încep un război afectează prea mult și prea mulți oameni în jurul lor. Adică asta sperăm să se gândească conducătorii. Iar ca o paranteză, copilul meu e pasionat de istorie și știe mai mult decât mine și soțul la un loc. Deja are doar 12 ani și ca o chestie interesantă, în urmă cu câțiva ani și-a manifestat interesul în a învăța limba rusă. Deci doar Dumnezeu știe ce ne rezervă viitorul. Dar spune-mi, tu ce crezi despre Rusia? Nu știu, probabil ceva se va întâmpla dacă copiii sau de vârsta lui simt nevoia să învețe limba rusă. Nu știm. Viitorul este la nu se informează. Da, e bun asta cu viitorul este. Iar ca o glumă referitor la grija antevorbitorului meu, mi-a revenit în minte replica, o replică din filmul Întâlnire cu Joe Black. Doar două lucruri sunt sigure în viață. Da, cred că și moartea relația. Și taxele. Cred că și relația noastră și cu Rusia în următorii ani e destul de sigură, că eu nu văd cine ar putea sau de ce ar vrea cineva să-și asume o schimbare. Ioana, mulțumesc mult! Îți doresc spor la treabă. E bună asta ca idee. Știți că în cartea lui Armand Goșu, Rusia o ecuație complicată, Armand Goșu spune așa că avem una dintre cele mai slabe școli de interpretare a Rusiei, de aici, din estul Europei, că vecinii, că polonezii, ucrainenii, în mod evident, dar și ungurii au școli de istorici și de politologi care interpretează Rusia foarte bine. Noi în România mai puțin, nu ne-am păstrat o tradiție sau nici n-am creat-o, dar o fi util să știi rusește în perioada următoare? Trebuie știut un lucru și probabil că trebuie să fac această precizare de la început. O relație cu o putere regională care își dorește să fie o putere globală nu trebuie să fie 100% de simpatie sau 100% de ostilitate. Ține de sofisticare, de profesionalism în a avea pe domenii, pe zone o relație bună, pe alte zone să convenim că nu putem conveni. Ceea ce este important este de a avea o relație echilibrată, mai ales atunci când nu împărtășește același sistem de valori. Ceea ce este în egală măsură important este să stabilești tu, național, liniile roșii. Deci acolo unde nu putem intra în niciun fel de dialog, mai ales atunci când este vorba de principiile fundamentale care țin de libertate, democrație, cele care le-am afirmat și le-am tot repetat atunci când eram în procesul de integrare și după aceea atât în NATO și nu e. Deci o linie roșie este ne definim singur soarta? Da. O linie roșie este clar ceea ce alegem național. Aici nu se poate pune problema unei cum să spun, unor parametri care să fie negociați cu cineva. Ori din această perspectivă a alege o relație bună sau o relație proastă, nu aceasta este întrebarea și nu aceasta este dilema, ci a găsi acel tip de sofisticare, mai ales care funcționează în relațiile cu marile puteri, să ai domenii în care nu te înțelegi, să ai și domenii în care poți coopera și să încerci să îmbunătățești acolo unde se poate îmbunătăți.
relația. Deci din această perspectivă, de aceea am tot folosit cuvântul sofisticat. Pentru că aș dori foarte mult să se înțeleagă un lucru. Aici nu este vorba să alegi între mama și tata. Aici nu este vorba să alegi între omul bun și omul rău. Este mult mai complexă, mult mai cinică, într-adevăr, această problemă. Și de aceea am dat și exemplu Germaniei, care coexistă politic cu două tipuri de decizii. Cea în, da, privind Nord Stream-ul pe de-o parte, cea privind regimul de sancțiuni, ce parcă se bat cap în cap. Așa și pare, da. Să știți că multă lume dintre cei care ne urmăresc pe Facebook, de exemplu, ajung la această concluzie, uitându-se exact la ceea ce spuneți, că Germania face un joc dublu. Da? Sigur că... Germania, din punctul nostru de vedere, noi fiind foarte preocupați de ceea ce s-a întâmplat în 2014 în Ucraina, din punctul nostru de vedere, pe această dimensiune, este că se poate de în regulă, având în vedere și nivelul de implicare și, hai să spunem, de influențarea deciziei înăuntru Uniunii Europene. Deci, repet, depinde ce alegi din aceste perspective, pentru că unele teme nu sunt neapărat legate de problemele tale fundamentale în relațiile internaționale. Bogdan, salutare aici la Deșteptarea României, mulțumesc pentru răbdare. Cum să fim cu Rusia? Stau și mă întreb dacă nu cumva doctrina actuală a Rusiei este incompatibilă cu aspirațiile noastre, cu interesele naționale? Pur și simplu. Bun. Adică este o relație imposibilă, ca să zic. Stai, că ne spune domnul Iaconescu. Stai, nu te grăbi, că discutăm pe puncte mai ușor. Deci este incompatibilă doctrina? Poate. Dacă îmi permiteți, puteți preciza la ce doctrină vă referiți? Deci, actuala doctrină care nu recunoaște statele naționale, așa cum o face Rusia astăzi prin vocea lui Dugin, ne duce către o situație de teritoriu, cum se exprimă ei, nu? Da, de colonie, de colonie. Ce negociere pot avea cu astfel de... Da, un astfel de stat? Acest parametru de care vorbiți, într-adevăr, practic, face dificilă spre imposibilă o negociere. Deci aici Moscova trebuie să-și schimbe atitudinea. Să te recunoască de partener. Deci dialog, cel puțin. Da. Și al doilea lucru pe care voiai să-l spui? Mai este Rusia din 1940, Rusia din 2022, având în vedere, de exemplu, opinia lui Stratford că Rusia este într-un declin și într-o stare de disoluție administrativă, având în vedere declinul economic? Adică este Rusia ceea ce pare a fi să fie, în realitate? Adică o putere mare, uriașă, care are capacitatea de a ataca o țară, chiar este? Exact. Multă lume, citim și noi fragmente de ziare, de informații, multă lume zice așa, domnule, nu poate să țină un război în Ucraina, chiar dacă ar veni cu toată forța, nu poate să o ducă multă vreme. Cum gândiți răspunsul la întrebarea asta? După mulți analiști, ca să spun așa, oameni care se uită și politic și cu profesionalism, singura superputere globală este Statele Unite. Și am să vă spun care sunt argumentele, care țin evident de economie, armată, etc. Dar din toate statele cu potențial în ceea ce privește această calitate, numai Statele Unite, în situații de criză, oriunde pe glob, are aliați. Deci este singura putere la nivel global care în momentul în care are interesele puse în joc, are și aliați să o susțină. Nici China, nici Federația Rusă, în zona de proximitate, spațiul Indo-Pacific sau, mă rog, Europa de Est, în ceea ce desfășoară la un moment dat, nu are aliați semnificativi. Ori, din această perspectivă, cam așa stau lucrurile. În al doilea rând, deosebit de China, Federația Rusă are o componentă de hard power, cum se spune, în promovarea sa. Și acest lucru face într-adevăr dificil modelul de putere regională, îi doresc să fie una globală. Da. Mulțumesc tare mult pentru intervenție, Bogdan. Radu va încheia Deșteptarea României de astăzi. Salutare. Încercăm să tragem concluziile sau să vedem cum ne situăm la finalul acestei discuții. Ce ar trebui să fie Rusia pentru noi? Salutare! Eu am două
puncte de poziționat, un pic diferite bază de întrebare. Te rog. Primul punct, în ceea ce privește felul în care profilăm cultura rusă, există o paradigmă. E vorba de paradigma eroului, călărețului, Ilia Muromeț. Explică-mi, așa. Mă rog, e o poveste rusească. Se uită în stânga, nu știe ce alege să facă, e vorba de o dilemă. Se uită în stânga, găsește calul. Merge înainte, moare. Se uită în dreapta și găsește soția. Asta este paradigma sub care funcționează leadership-ul rusesc, la nivel de alegeri. De asta e bine să ne gândim fie să le oferim oportunitatea să-și găsească, să-și regăsească soția, fie cumva în viitor să le schimbăm paradigma. Unul la mână. Doi la mână. Dintr-o perspectivă de business, întâmplarea face că eu lucrez într-o zonă corporate cu foarte mulți ruși. Așa. Am fost uimit să-i văd cum se ceartă, cum urlă unii la ceilalți pe proiecte pe care nu se înțeleg. De ce? Pentru că sistemul rusesc, felul în care se iau decizii este top-down hierarhică. Ce înseamnă? Cel mai mare în rang este cel care ia decizia, toți ceilalți, chiar dacă au roluri diferite sau poate chiar roluri asemănătoare, nu vor putea contesta locul și funcția și atribuțiile celui care a luat o decizie pe teritoriul delimitat ca fiind al lui. Asta e motivul pentru care oameni cu rang mic se pot certa, deci pur și simplu sar la gâtul celor mai mari pentru că sunt unși de undeva de sus pe rolul respectiv. Și asta ce ne spune din punct de vedere al politicii regionale, să zicem așa? Păi avem de văzut cam ce și-au pus în plan. Ei au luat deja o decizie. Încearcă să obțină cât mai multe datorită deciziei pe care au luat-o. Sunt într-o mare dilemă, Putin într-o mare dilemă. Și al treilea lucru pe care vreau să vă invit să îl dezbatem sau să reflectăm altcândva, de ce Putin face lucrul ăsta acum? E oare doar datorită faptului că a văzut că America s-a retras din Afganistan? Sau nu cumva Putin e într-o situație de criză, fie internă, fie într-o perspectivă de sănătate? Poate e o speculație a mea, dar trebuie să vedem de ce Putin face lucrurile astea aici. Pentru că Putin este un conservativ, își analizează bine opțiunile și nu-mi dau seama dacă în momentul ăsta e într-un șah mat sau are ceva alte oportunități pe care noi nu le vedem. Ce interesant punct de vedere, Cristian Diaconescu, unde vă situați. E în dilemă președintele Putin? E într-o criză internă? Sănătatea nu o putem evalua. Nu, niciun caz. Nu aș putea să găsesc un răspuns total acoperitor, pentru că nu am informațiile. În orice caz, sunt niște elemente aici interesante care rezultă din atitudine și pe care le putem discuta. Unu, dacă dorea să ocupe Ucraina, o ocupa. Și 2014 este un argument din acest punct de vedere. În al doilea rând, a încercat în mod clar, și acum aceste demersuri sunt evidente din partea Moscovei, să înlocuiască pe europeni cu americanii în dialog. Trei, tema și atitudinile față de europeni, inclusiv Macron și cancelarul Scholz, este strict legată de acordurile de la Minsk. Acordurile de la Minsk, negociate de grupul Normandia, Germania, Franța, Ucraina și Federația Rusă, practic, practic stabilesc o autonomie aproape totală pentru Donbass. Această autonomie i-ar permite Donbassului să se pronunțe și în politica externă a Ucrainei. Președintele Putin a adresat critici europenilor în sensul că nu au determinat Kievul să implementeze acest acord. Dar în egală măsură, în acest acord, jumătate din el, de la articolul 13 încolo, se referă și la obligațiile Federației Ruse de a nu se mai amesteca în treburile interne ale Ucrainei. Deci, este posibil ca pe acest fundal să Moscova să gândească în acest moment o reîmpărțire a sferelor de influență, un fel de Ialta 2. Pentru că astăzi, practic, în discuție, avem acordul din 1975. Și asta unde ne lasă pe noi? Adică ce și-ar dori Moscova referitor la România dacă renegociază sferele de influență?
retragerea garanțiilor de securitate din partea Alianței Nord-Atlantice, cum au spus, pe alinamentul din 1997. Adică, practic, înainte de integrarea NATO a statelor din fostul tratat de la Varșovia. Și să aibă ceva de spus și în politica internă? Implicit. Pentru că în momentul în care apare separarea, nu se va întâmpla așa ceva, discutăm strict teoretic, în momentul în care ar apărea distanțarea alianței de frontiera estică, în acel moment nu există zone gri. Acelea se ocupă, mă rog, nu direct militar, dar da, că vorbează politică internă. Deci, avem lucrurile formate. Mulțumesc tare mult, Radu, am să te las să tragi concluzia după acest dialog. Relația cu Rusia va fi una complicată. Problema e că noi nu avem punți de legătură. Iar punțile de legătură ar trebui stabilite la nivel business, odată, la nivel de instituții și cred că la nivel de alte canale, cum ar fi canale diplomatice, canale pe sensuri religioase, canale, iarăși, dintr-o perspectivă de apropiere și parteneriat economic. Noi nu le avem, l-am abandonat cu totul. Și asta ne pune cumva în dificultate. Mulțumesc tare mult, Radu. Mulțumesc tare mult, Cristian Diaconescu, pentru explicațiile de astăzi. Deșteptarea României se încheie aici. Luni revenim la România în direct să analizăm lucrurile de la capăt. Spor la treabă tuturor! Deșteptarea României.